atunci când vorbim de prevenție, cu toții realizăm măcar în linii mari importanța ei. Cu cât suntem mai atenți cu sănătatea noastră, cu atât avem șanse mai mari să ducem o viață mai lungă și mai bună. În România, din păcate, există o reticență când vine vorba de o simplă vizită la medic. Și de cele mai multe ori, marea majoritate se prezintă când simptomele depășesc pragul toleranței. Oamenii ar trebui să-și asculte corpul mai mult și să observe diferite modificări ce apar de-a lungul timpului. Și dacă apar acele simptome, nu trebuie să fie ignorate și să se amâne vizita la medic. Mulțumim, doamna doctor, pentru pacienții noștri care au nevoie de informații suplimentare. Rugămintea este să acceseze site-ul OCH sau să sune direct la recepție și ne pot urmări pe canalele de social media.